Astăzi stăm de vorbă cu Anca Uneață, cumpărătoarea vilei Carina din gardierul Good Residence. Ce v-a plăcut la Vila Carina? Cel mai mult la Vila Carina ne-a plăcut dimensiunea, suprafața efectivă a casei și faptul că are o grădină mare. Ne-am dorit o grădină nu foarte mare, dar nici foarte mică și dintre toate casele din acest ansamblu, acest model de casă ne permitea să ne alegem ce ne doream noi. Cum v-ați înțeles cu echipa? Foarte bine, foarte bine. Echipa este efectiv de apreciat și de lăudat. Nu a existat niciodată o situație în care să spunem dorim ceva, avem nevoie de ceva și să nu se răspundă prompt și în mod profesionist și foarte rapid. Cred că trebuie să le și mulțumim pe această cale în întregii echipe și fetelor din partea de administrativ care se ocupă cu actele, cât și domnilor care sunt aici pe șantier cu noi, în special șefilor de echipe și mai în special doamnei Nicoleta Strugaru, care ne-a ajutat de fiecare dată și ne-a sfătuit în cele mai multe cazuri. De ce Good Residence? De ce Good Residence? Păi pentru că ne doream... Am vizitat și case din partea de nord și case din partea de sud. În cele din urmă ne-am hotărât că vrem o casă în partea de nord, plinindu-se mai mult pe dorințele noastre. Iar Good Residence, din toate casele pe care le-am vizitat și din toți dezvoltatorii cu care am luat legătura, au dovedit a avea o calitate a lucrărilor foarte bună, o eficiență în realizarea lor, faptul că tu nu vii la început cu o investiție foarte mare, nu plătești prețul casei pe etape de dezvoltare, cum mi s-a cerut în alte părți, că vii doar cu avansul și ulterior lucrurile se desfășoară în mod normal, fără a se pune presiune pe tine ca și cumpărător prin prisma prețului pe care urmează să-l plătești sau prin prisma altor sume care ar trebui avansate pentru diverse utilități sau alte chestiuni. De ce ați ales să părăsiți Bucureștiul? Ne doream să fim singuri, asta a fost principalul motiv. Și între a alege într-un apartament, într-un bloc vechi sau chiar și într-un bloc nou, dar care nu putea întruni condițiile noastre de preț și de dimensiune, ne-am hotărât că vrem o casă și cam astea au fost principalele lucruri care au stat la baza alegerii, haide să mergem să ne mutăm la casă.